Militarul Paul Bădescu avea 41 de ani, a crescut într-o familie modestă și a muncit din greu să-și clădească un viitor. După ce a absolvit 8 clase la școala din comună, a urmat liceul militar din Braza. Era un om bun, spun toți cei care l-au știut de mic, și purta cu mândrie haina militară. Am învățat acelea la școală până în clasa 8-a. Dar ce ați aflat despre el? Păi am văzut la televizor aseară. Și l-ați recunoscut? Da. E un băiat foarte cu minte, cu minte, cu comportament frumos. Dă seama cum băiat de-a lui. Dă seama cum copil de-al meu. A fost în aceeași clasă? În aceeași clasă. Învăța bine? Învăța foarte bine. A vrut să-și facă o carieră și a plecat departe de casă? Și a plecat departe de casă. Localnicii spun despre Paul Bădescu că era un sprijin real pentru părinți, care au crescut cu multă dragoste pe toți cei 6 copii, un băiat și 5 fete. Ambițios, Paul a vrut să ajungă ceva în viață și era mândru că ajunsese maestru militar. E greu de Bădescu Paul, îl cunosc de când era mic. Tatălui a fost muncitor. Mama cu 5 copii n-a avut servici, dar ea un băiat cu minte, învăța foarte bine și liniștit. În ce chinuri a murit? Cum era? Și ajuta părinții? Și ajuta părinții, vă spus oră încă. Păi putea să facă părinții. A făcut orice vara asta pentru părinții, ca să facă ea până cap. L-a ajutat foarte mult pe care și pe măsa și cu sorul sa. Foarte cu minte, era păcat de el că s-a întâmplat treaba asta. Îl plânge oricine. La o troiță aflată lângă casa părintească, vecinii au amenajat un mic altar în memoria militarului.